Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Încep știrile Antena 3 Ploiești. Proiectul pentru extinderea compartimentului de primiri urgențe al Spitalului de Pediatrie Ploiești nu va putea fi dus la bun sfârșit prea curând. La această concluzie au ajuns autoritățile locale care s-au întâlnit recent și cu reprezentanții Fundației Metropolis. La discuție a participat și primarul ales al municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, pentru a stabili cum vor fi cheltuiți banii strânși în urma concertului caritabil de acum un an, ale căror fonduri au fost dublate de asociație. Cum avizele pentru extinderea CPU pe structura ușoară întârzie să apară, sumele vor fi direcționate tot către unitatea medicală, însă pentru modernizarea și recompartimentarea spațiilor deja existente. Spitalul de Pediatrie Ploiești a încheiat un contract cu o firmă pentru realizarea documentației necesare demarării proiectului de extindere, doar că după 4 solicitări înaintate nu poate fi eliberat încă aviz de la ISU Prahova. Așa se face că reprezentanții Fundației Metropolis s-au întâlnit cu primarul ales al Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Deși au luat în calcul diferite scenarii, cert este că nu poate fi realizat obiectivul propus, respectiv extinderea actualului compartiment de primiri urgențe al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe structură ușoară. Lucrările la acea, să spun eu, mărire de CPU, de compartiment primiri urgențe, trenează la Ploiești, ceea ce ne-a determinat pe noi să ne implicăm acolo în altceva, și anume în renovarea vechiului CPU. Asta au ales când au fost acolo. A fost directorul meu, Ali Manole, împreună cu un inginer pe care îl avem în multe proiecte angajat. Și anume Gabriel Nășerău. Ei doi au fost la fața locului, au vorbit cu direcția, le-a spus, au analizat situația. Acel CPU, vă spun că ei simt și vă spun și eu părerea lor că va mai dura foarte mult timp, dacă va fi făcut vreodată. Reprezentanții firmei de consultanță spun că este extrem de dificil să obții avizul ISU Prahova în condițiile în care o clădire construită în anii 60 nu poate fi adusă la standardele impuse în anul 2024. Dar nu este o birocrație chiar atât de nemaivăzută sau nemaintrecută. Noi am trecut de tot timpul prin genul ăsta de acte și le-am rezolvat și le-am dus la capăt în alte lucrări. Adică nu e ceva nemaivăzut sau nemaintâlnit. Asta sunt niște lucruri pe care trebuie să le facă cineva, dar trebuie să te ocupi să le faci. Noi am propus, de exemplu, să facă foarte repede și fără nicio autorizare niște containere în curte și să pur și simplu să trieze cazurile un pic mai grave, să vină în zona asta de în vechiul compartiment și să creeze un compartiment de urgență doar din containere afară. Așa că suma strânsă în urma concertului pentru Spitalul de Pediatrie, 85.000 de euro, dublată de fundație și ajunsă la 170.000 de euro, va fi cheltuită pentru modernizarea actualului. Mulți dintre pensionarii prahoveni se declară nemulțumiți de deciziile de recalculare a pensiilor, așa că depun cereri pentru o nouă verificare. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Prahova, aproximativ 80% dintre pensiile acestora au fost majorate. Procentele însă diferă. Pensionarii primesc până la finalul lunii deciziile de recalculare a pensiilor. Aproximativ 20% dintre prahoveni au rămas cu pensiile la același nivel. Aproape 190.000 de pensionari primesc în această perioadă deciziile de recalculare, recalcularea mult așteptată. Din calculele noastre, peste 80% dintre aceștia vor avea măriri la pensie. E adevărat că măririle vor fi de la cele mai mici, de la 0,1% până la mai mult la 100. Deci fiecare va primi într-un fel sau altul. Angajații Casei Județene de Pensii Prahova au pregătit o cerere tip pentru cei care vor să solicite verificarea deciziei de recalculare. Da, am primit-o. Sunteți mulțumit? Nu, am făcut cerere pentru să-mi dea un răspuns. Aștept. Nu a fost majorată deloc? Sau? Nu, a fost. A fost majorată, dar nu s-a luat în calcul toată vechimea. Nu încă, sunt foarte curioasă, da, aștept să văd după 49 de ani de muncă ce se va întâmpla. Sunteți mulțumită? Nu sunt. De ce? Pentru că am primit prea puțin, dar bine, eu sunt și la pensie de invaliditate și probabil se calculează altfel și de asta vreau să întreb mai precis. Ceva... Și cam cât ați primit în plus? 70 de lei. Am primit decizia și foarte puțin mi s-a acordat, până în 200,
Și nu mi se pare normal asistații sociali să ia 1200 și eu după 33 de ani de muncă să iau 1800. Deci e ceva care nu se poate explica. Adică, cereți o reverificare? Da, deja am făcut cerere să vedem ce rezolv. Că am fost și bolnavă de cancer, nu se pune, mai multe nu se pun. N-am făcut nimic cu ea. Tot aceeași pensie o am. Tot aceea, nu a crescut, nu. Nimic. Ăștia, cred că nu vrea ca să ne dea și nouă mai. La ăștia de colectiv nu avem. Ce ani de vechime aveți? 15 ani la colectiv. Mulți dintre pensionarii care au intrat deja în posesia deciziilor se declară nemulțumiți de modul în care s-a făcut recalcularea. Greșelile, așa cum a spus și domnul președinte al Casei Naționale, sunt inerente și atunci, ca să evităm fiecare greșeală și fiecare dubiu pe care îl are pensionarul legat de decizia lui de recalculare, noi primim petiții ale dânșilor pentru a verifica aceste recalculări, da? Și specialiștii noștri se uită în program, în toată situația din dosarul dânșilor și se vede exact să ia fiecare calcul ca lumea. Deciziile de recalculare se trimit prin poștă. Cei care nu sunt găsiți acasă le vor putea ridica de la oficiile poștale. În caz contrar, deciziile se reîntorc la casa de pensii, de unde vor putea fi preluate de pensionari. Doi candidați din Dâmbovița care susțineau prima probă a bacalaureatului, sesiunea de toamnă, au fost eliminați din examen. Aceștia încercau să copieze. Doi candidați au fost eliminați din examen în Dâmbovița. Un candidat din centrul de examen organizat la Liceul Teoretic Ion Eliade Rădulescu Târgoviște a fost eliminat pentru deținerea dispozitivului audio în timpul probei scrise, iar celălalt candidat din centrul de examen organizat la Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu Târgoviște a fost eliminat pentru deținerea de materiale informative. În total, în Dâmbovița sunt înscriși la bacalaureat, sesiunea de toamnă, 324 de elevi din seriile anterioare și 528 din seria curentă. Incendiu în satul Pantazii din comuna Prahoveană, Valea Călugărească. O locuință improvizată ars aproape în totalitate. Vecinii spun că nu este primul incendiu la anexa respectivă în care trăiește un bărbat singur. Pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu iscat la o casă din Valea Călugărească. Flăcările au cuprins locuința improvizată a unui bărbat de 43 de ani. Vecinii spun că nu este prima dată când locuința ia foc. Eu nu pot să știu, a venit soția și m-a anunțat, a venit și că a văzut foc aici. În rest, eu nu pot să știu că n-am intrat înăuntru, o să apai să ăla nepotă meu, că el este stăpânul, o să apai acum și vine acasă că l-a sunat un băiat. Păi casa lui locuiește acolo, locuia acolo? Locuia aici. Asta e a treia sau a patra oară de când ia foc aici. Păi și până acum de ce i-a luat foc? Nu știu, domn. A, nu e primul. Orică îi dă cineva foc, ori dacă el nu-i sănătoasă sau... Dar stă acolo? Păi stătea aici și făcuse, de când a venit în pușcării, și făcuse cocioaba. Nu e prima dată care l-a foc. E a doua, a treia oară când trăia tăticul lui. Patru, un băiat singur. A patra, a cincea oară? De multe ori a dat foc. Nu-i mami, că acum e când noi suntem pe arterea, că nu suntem pe aici. Așa, de la ce ia tot mereu foc? Nu știm, nici noi ce. Noi suntem pe părțile alea pe acolo. Habar n-avem. Pompierii au acționat cu două autospeciale și o ambulanță smurt. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați. 60 de ordine de protecție provizorii au fost emise în prima jumătate a anului în Prahova în cazurile de violență domestică. În județ a devenit funcțional anul acesta și sistemul informatic de monitorizare electronică. Violența domestică rămâne în continuare o problemă în Prahova. Sute de cazuri au fost semnalate și la poliție în prima jumătate a anului. Așa cum cunoașteți de la activitățile anterioare, este un domeniu prioritar în Poliția Română, un domeniu prioritar pentru Ministerul Afacerilor Interne. Județul Prahova, la nivelul județului Prahova, este implementat sistemul de monitorizare electronică. Astfel că în perioada despre care vorbim, în semestrul întâi, au fost emise 60 de ordine de protecție provizorie, fiind soluționate peste 380 de cazuri privind infracțiuni de violență domestică. Mult puțin
este greu să apreciem. Important este că măsurile au fost luate cu fermitate și cu aplicarea prevederilor legale de fiecare dată. În primele 6 luni ale anului au fost montate în Prahova 12 dispozitive de supraveghere electronică. Polițiștii au intervenit în mai multe stări conflictuale în familii. În perioada aceasta au fost identificate și monitorizate peste 1800 de stări conflictuale intrafamiliare, ocazii cu care au fost consiliate aproximativ 3500 de persoane. Din punct de vedere al prevenirii pe această linie, se desfășoară frecvent de către compartimentul de profil activități de conștientizare a populației cu privire la prevederile legale, cu privire la consecințele ce decurg din nesocotirea prevederilor legale, zicem noi cu rezultat bun, chiar foarte bun. Conform datelor statistice, în primul semestru al anului, polițiștii prahoveni au organizat peste 100 de activități de prevenire a violenței intrafamiliale, la care au participat aproape 800 de cetățeni. Totodată au avut loc alte peste 100 de acțiuni de informare în rândul tinerilor, mesajele oamenilor legii ajungând la peste 2500 de beneficiari. Descoperim astăzi o nouă bucată de istorie din Buzău. Este vorba despre Mănăstirea Ciolanu, cea mai veche așezare monahală din județ. Aici găsim un fond de carte românească rară. Mănăstirea Ciolanu, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, reprezintă un reper important al turismului religios buzoian. Potrivit tradiției, biserica veche, ce datează din anul 1590, a fost ridicată la noi în Buzău de către doamna Neaga, soția domnitorului Mihnea Vodăturcitul. Mănăstirea are două biserici, situate la o distanță de 100 de metri între ele. Catapeteasma bisericii vechi, ce datează din 1857, a fost dăruită și realizată de către pictorul Nicolae Teodorescu Pitarul, cel care a condus școala de pictură de la Buzău la jumătatea secolului al XIX-lea. Tot acesta a zugrăvit și biserica mare a mănăstirii. La Ciolanu sunt adăpostite și multe dintre icoanele realizate de către Gheorghe Tătărescu, nepota lui Nicolae Teodorescu și inițiatorul primei școli de pictură neoclasică din România. La Mănăstirea Ciolanu este amenajat și un muzeu cu exponate din secolele 18-19, unde pot fi admirate obiecte de cult, veșminte bisericești și o colecție de artă bisericească, iar biblioteca așezământului monahal are un fond de carte românească rară. Ca semnal strânsei legături duhovnicești între Mănăstirea Ciolanu și Sfântele Munte Athos, în ianuarie 2021, Sfânta Mănăstire Vatopedu a dăruit o icoană a Sfântului Gheorghe, copie după icoană făcătoare de minuni ce se află la Mănăstirea Zografu. Sport, acum la 2 săptămâni de la anunțarea sistemului competițional pentru ediția 2024-2025 a Ligii Naționale de Basket Masculin, Federația Română de Basket a fost nevoită să revină asupra subiectului ca urmare a retragerii nou promovate CS Agronomia București. Consiliul director al Federației Române de Basket a adoptat un nou format pentru primul eșalon al basketului românesc, după cum urmează. Format competițional cu 16 echipe, sistem competițional cu sezon regulat și play-off, sezon regulat cu 30 de etape, în play-off toate tururile se joacă 3 din 5 meciuri, în play-out se va juca tot după sistemul 3 din 5 meciuri, la finalul sezonului 2024-2025 vor retrograda ultimele două echipe din clasamentul final și vor promova primele două echipe din clasamentul final al ligii întâi. S-a făcut și o nouă tragere la sorți a țintarului sezonului și dacă în varianta din urmă cu 2 săptămâni CSM Petrolul Ploiești debuta pe terenul vicecampioanei CSM CSU Oradea, de data aceasta a nimerit la Cluj-Napoca pe 21 septembrie. Primul meci de pe teren propriu va fi în compania Coronei Brașov pe 28 septembrie. Selecționerul echipei de fotbal Under-21, Daniel Pancu, a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate care au fost convocați pentru meciurile cu Muntenegru și Finlanda din grupa de calificare pentru Euro 2025.
Naționala România Under 21 face parte din grupa E alături de Elveția, Finlanda, Albania, Muntenegru și Armenia. După primele 6 meciuri disputate, România Under 21 ocupă locul 2 cu 13 puncte, Elveția conduce grupa cu 14 puncte, iar Finlanda este pe locul 3 la egalitate cu Albania, ambele cu 10 puncte. Fotbaliștii au primul meci vineri 6 septembrie de la ora 19:30. Partida dintre România Under 21 și Muntenegru Under 21 se joacă pe stadionul Eugen Popescu în Târgoviște. Pentru aceste meciuri, selecționerul Daniel Pancu a trimis 8 convocări preliminare pentru jucătorii care evoluează în afara României. De cealaltă parte, reprezentativa Under 20 are programate primele meciuri din noua ediție a Elite League Under 20. Naționala condusă de selecționerul Costin Curelea revine la Arad pentru duelul cu Germania pe 5 septembrie de la ora 19, urmând ca peste 5 zile să evolueze în deplasare în compania Angliei pe 10 septembrie de la ora 21, ora României. Doamnelor, domnilor, știrile după amiezii au ajuns la final. Eu sunt Laura Calciu Petrescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți parte numai de bine. La revedere!